1673 de cazuri noi de COVID-19 sunt raportate în România, ajungându-se la un total de 1.783.630 de cazuri. Dintre acestea, 1.695.283 de persoane au fost declarate vindecate. Astfel, în ultimele 24 de ore, în județul Arad s-au înregistrat 37 de cazuri noi, în Caraș-Severin sunt 26 de cazuri, în Dolj sunt 23, în Gorj sunt 9 cazuri noi, Hunedoara are 47 de cazuri, Mehedinți 12, iar județul Timiș are 89 de cazuri noi. Incidența cazurilor de îmbolnăvire este la rat de 2,75 la 1000 de locuitori, în Caraș-Severin este de 1,57, în Dolj de 0,79, în Gorj de 0,59, în Hunedoara de 1,85, în Mehedinți de 0,86 și în Timiș de 2,06 la 1000 de locuitori. România are înregistrate 56.890 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu SARS-CoV-2, 206 decese înregistrându-se în ultimele 24 de ore, inclusiv în județele Arad, Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinți și Timiș. 6.397 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 mai sunt internate în unitățile sanitare de profil din România în acest moment, dintre care 1031 sunt pe secțiile de terapie intensivă. Municipiul Craiova a fost selectat în clasamentul celor mai frumoase piețe de Crăciun din Europa. Cel mai vizitat site web dedicat turismului din Europa, European Best Destinations, a anunțat cele mai frumoase destinații de Crăciun pentru 2021-2022 și a dat start votării. Turiști din toată lumea pot descoperi și pot vota Craiova ca destinație preferată de Crăciun până în 10 decembrie la ora 11:59. Se poate acorda un vot pe zi pe site-ul www.europeanbestdestinations.com. Craiova a intrat într-o atmosferă de sărbătoare. Orașul a fost decorat cu 1.000.000 de luminițe, amplasate în zona centrală pe Calea București, cât și în Parcul Nicolae Romanescu. Vizitatorii se pot bucura de un brad împodobit, multe căsuțe, un carosel, un patinoar, globuri personalizate, vată de zahăr sau vin fiert. În plus, în fiecare weekend sunt programate concerte între orele 18 și 20. Un punct central al sărbătorii din Craiova îl reprezintă cele 25 de căsuțe pictate din centrul vechi și piața Mihai Viteazul, la care comercianții și artizanii vând produse handmade, preparate specifice Crăciunului, cadouri și bijuterii. Purtarea măștii este obligatorie, iar în zona scenei, în seriile când sunt organizate concerte, este nevoie de certificatul verde. Prețul produselor alimentare a fost în continuă creștere în luna noiembrie pentru a patra lună consecutiv, stimulat de o cerere puternică pentru grâu și produse lactate. Prețurile la unt, lapte praf și pâine sunt în mare parte responsabile de creșterea globală înregistrată în luna noiembrie, ca urmare a cererii puternice la nivel mondial și a cotațiilor ridicate la materiile prime agricole. Prețul cerealelor a crescut cu peste 3% în luna noiembrie comparativ cu luna octombrie, în condițiile în care prețul grâului a atins cel mai ridicat nivel de după luna mai a anului 2011. În schimb, prețul uleiurilor vegetale a scăzut cu 0,3% ca urmare a reducerii cursului pieței la uleiul de soia și uleiul de rapiță, dar și a scăderii prețului petrolului. Și prețul global la carne calculat a scăzut cu 0,9% în noiembrie, aceasta fiind a patra lună de scădere consecutivă. Consiliul Local Timișoara a revocat propria hotărâre prin care majora impozitele și taxele locale majorate pentru anul viitor. Decizia a fost luată ca urmare a sesizării prefecturii pentru vicii de procedură, instituția cerând Consiliului Local să abroge decizia adoptată. Dar aceasta nu înseamnă că nu vom avea taxe majorate. O nouă hotărâre va fi supusă votului în una dintre ședințele viitoare. Una dintre principalele modificări aprobate prevede ca persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale să plătească impozite la același nivel cu cele deținute de firme. Deocamdată, proiectul de hotărâre nu a fost prezentat, dar este așteptat să apară în perioada următoare. Audiențele cu prezență fizică se vor relua la primăria municipiului Hunedoara. Astfel că, începând de luni, 7 decembrie, cetățenii vor putea interacționa din nou față în față cu administrația publică locală. Audiențele cu primarul orașului Dan Bobouțanu vor avea loc în fiecare miercuri de la ora 9, cele cu viceprimarul Cătălin Florin Olar în zilele de joi de la aceeași oră, respectiv cele cu secretarul general Laslău Militon Dănuț în zilele de vineri. Înscrierile în audiență se fac prin trimiterea unui e-mail la adresa info@hunedoara.ro, prin completarea unei cereri tipizate la sediul instituției sau telefonic la numărul de telefon 0254 711 955. Formularele necesare și informațiile suplimentare pot fi găsite pe site-ul primăriahunedoara.ro.
Începând de astăzi, 3 decembrie, Muzeul Satului Bănățean Timișoara organizează vernisajul expoziției etnografice dedicate Zilei Naționale a României 2021. În cadrul expoziției vor fi prezentate obiecte tradiționale de port bănățean, obiecte textile tradiționale, icoane pe sticlă și obiecte de ceramică tradițională. Atât vernisajul cât și expunerile participanților vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Muzeului Satului Bănățean Timișoara, iar expoziția va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii decembrie. În Craiova, prețul căldurii este unul dintre cele mai ridicate din țară, comparativ cu alte orașe. Furnizorul de căldură al orașului a crescut tariful serviciilor oferite, astfel că în loc de 390 de lei pe gigacalorie, craiovenii vor avea de plată peste 460 de lei. Tariful agentului termic furnizat a crescut atât pentru populație, cât și pentru societăți. Consiliul Local Craiova a aprobat majorarea la sfârșitul lunii octombrie, iar creșterea se aplică din 1 noiembrie. Localnicii vor plăti doar o anumită parte din suma totală, restul cheltuielilor fiind suportate de primăria orașului. România este dată în judecată la Curtea Europeană de Justiție din cauza poluării de către Uniunea Europeană. La baza sesizării stau două motive: nerespectarea normelor Uniunii privind combaterea poluării industriale și neîndeplinirea obligației de a adopta un program de control al poluării atmosferice. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, România nu a asigurat funcționarea 3 instalații industriale pentru a preveni sau a reduce poluarea. De asemenea, nu a fost adoptat primul program național de control al poluării atmosferice privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici. Dacă hotărârea curții stabilește că statul a încălcat legislația, autoritățile naționale trebuie să ia măsuri pentru a se conforma, altfel vor fi sancționate. Târgu Jiu a câștigat competiția pentru titlul de capitală a tineretului din România, ediția 2023. Echipa orașului propune un concept creativ care are ca punct central învățarea. Etapele de dezvățare, reînvățare și învățare cuprind activități pentru tineri, dar nu numai, și sunt transpuse într-o serie de activități diverse, de la acțiuni de voluntariat, podcasturi, cursuri, consiliere, aplicații mobile, imnul tinerilor, cafenele publice, până la competiții și crearea unor spații destinate tinerilor. Organizatorii competiției au felicitat toate orașele finaliste și s-au bucurat să vadă tineri implicați care își doresc ca orașul în care locuiesc să fie unul tineresc, deschis și plin de oportunități. Comisia Europeană a transferat României 1,8 miliarde de euro sub formă de prefinanțare, echivalentul al 13% din totalul de granturi alocate acestei țări în cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Banii ar trebui să ne ajute în vederea modernizării infrastructurii feroviale și pentru digitalizarea administrației publice. În următorii 5 ani, România și-a propus să facă 64 de reforme și 107 investiții din banii europeni, prin care se va asigura trecerea către o economie verde, sprijinirea tranziției digitale și consolidarea rezilienței economice și sociale. România va primi pe parcursul planului său un total de 29,2 miliarde de euro. Prețul produselor alimentare a fost în continuă creștere în luna noiembrie pentru a patra lună consecutiv, stimulat de o cerere puternică pentru grâu și produse lactate. Prețurile la unt, lapte praf și pâine sunt în mare parte responsabile de creșterea globală înregistrată în luna noiembrie, ca urmare a cererii puternice la nivel mondial și a cotațiilor ridicate la materiile prime agricole. Prețul cerealelor a crescut cu peste 3% în luna noiembrie comparativ cu luna octombrie, în condițiile în care prețul grâului a atins cel mai ridicat nivel de după luna mai a anului 2011. În schimb, prețul uleiurilor vegetale a scăzut cu 0,3% ca urmare a reducerii cursului pieței la uleiul de soia și uleiul de rapiță, dar și a scăderii prețului petrolului. Și prețul global la carne calculat a scăzut cu 0,9% în noiembrie, aceasta fiind a patra lună de scădere consecutivă. Peste 20 de funcții publice de execuție vacante au fost scoase la concurs de către Primăria Timișoara. Posturile vor fi în cadrul aparatului de specialitate al primarului, la urbanism, educație, turism, infrastructură rutieră, dar și la departamentul de comunicare, resurse umane și cel economic. Pentru noile angajări anunțate se cer studii superioare și diferite grade de vechime, astfel că 8 posturi sunt de grad profesional superior și este necesară o vechime de minim 7 ani. 6 sunt de grad principal și este nevoie de o vechime de minim 5 ani, respectiv încă 8 posturi de asistent pentru care se cere vechime de minim un an. Dosarele pot fi depuse până în 21 decembrie, iar condițiile de studii și de vechime, precum și condițiile specifice fiecărui post, pot fi găsite pe site-ul primariateme.ro la secțiunea anunțuri.
Prețul facturilor de energie electrică va crește în județul Arad cu 70% față de prețul actual. Clienții care nu au încheiat contracte pe piața concurențială vor plăti facturi mai mari. Vestea bună este că facturile majorate nu vor intra la plată din 1 ianuarie, datorită legii care plafonează prețurile la energie electrică și la gaze până în 31 martie. Așadar, chiar dacă noile tarife ar trebui regăsite pe facturi începând cu prima zi a anului viitor, cei care nu au intrat pe piața concurențială vor resimți majorările din 1 aprilie 2022.